Cum vedeți dumneavoastră încercarea guvernului de a crea această verigă de secretari general adjunți? Care ar fi costurile totale acestei măsuri pe fondul totuși unui buget auster? Statul își propune pe undeva optimizări. Ce va da până la urmă crearea acestei verigi de secretari general de stat în guvern? Cu ce se vor ocupa acești oameni? Deci este vorba despre o decizie care a fost adoptată astăzi în ședința Guvernului, crearea posibilității ministerelor să instituie funcția de secretar general adjunct pe afaceri europene. Am devenit țară candidat la Uniunea Europeană și sperăm în foarte scurt timp să începem negocierile pe 33 de capitole de aderare. Până atunci avem de muncit pe anumite reforme despre care am vorbit în spațiu public, în special reforma justiției, reforma de bună guvernare în instituțiile publice, trebuie să sporim capacitățile, să facem reforma administrativă. Deci sunt mai multe lucruri asupra cărora trebuie să muncim ca să ajungem la standardele europene de viață și să ajustăm legislația noastră la acquis-ul comunitar. În acest sens, noi vom face ceea ce au făcut țările din Europa Centrală și de Est atunci când au trecut prin procesul de aderare și vom spori capacitățile autorităților publice de a introduce sau a elabora politici publice și a ajusta legislația la legislația europeană, acquis-ul comunitar. În privința deciziilor luate astăzi, am estimat că anumite modificări care țin nu doar de secretarii generali adjuncți pentru afaceri europene, dar țin și de instituirea unor poziții în cabinetele miniștrilor și reorganizarea direcțiilor de coordonare a politicilor și afaceri europene, care vor primi competențe în coordonarea agendei de integrare europeană. Deci toate aceste modificări împreună sunt estimate la aproximativ 44 de milioane de lei. Vreau să reamintesc că este o prioritate pentru noi ca să ancorăm țara în lumea liberă, în lumea Uniunii Europene, în familia europeană, unde aderăm foarte clar la valori de dreptate, ordine, justiție, bună guvernare, combaterea corupției, libertatea individuală, respectarea drepturilor omului și aducerea prosperității pentru fiecare cetățean. Dar cum se va reuși suplinirea acestor posturi în condițiile în care în mai multe ministere nu există suplinite posturile de secretari de stat, există deficiențe de cadre? Care ar fi motivația guvernului să aducem acești oameni? Trebuie să discutăm nuanțat despre suplinirea posturilor, pentru că este un lucru să suplinești un post de secretar adjunct pentru afaceri europene, unde sunt necesare anumite abilități, există oportunitatea de a participa la un proces important de transformare și dezvoltare a Republicii Moldova și posturi obișnuite unde poate fie este nevoie de anumite capacități specifice, fie sunt la nivel mai jos. De aceea, evident că fiecare minister, în primul rând, va face evaluarea dacă are nevoie de un asemenea post sau nu, pentru că aceste posturi sunt create ca o posibilitate și nu o obligativitate. Sunt domenii, de exemplu, în domeniul economiei avem 5 capitole de negociat, domeniul siguranței alimentelor este unul foarte important, drepturilor de autor. Deci sunt domenii unde asemenea funcții sunt necesare și fiecare conducător va decide cum va fi suplinită această funcție.